Astăzi, noi vom studia problema valului al doilea al migrațiilor. Vreau să subliniez că această temă, valul al doilea al migrațiilor, are trei părți componente. În primul rând, vom analiza migrațiile musulmanilor. În rândul al doilea, vom analiza migrațiile maghiarilor sau ungurilor. Și, în sfârșit, vom analiza invaziile normanzilor sau a vikingilor. Trecem acum, deci, la subiectul migrațiile neamurilor musulmani. După moartea lui Mahomet, 570-632, au fost aleși în calitate de urmași ai profetului, așa zisii califii, conducătorii, care trebuiau să controleze, să dirigeze politica și religia. Dintre aceste personalități care au urmat sfatul lui Mahomet, vom sublinia pe Abu Bekr, anii activității 632-634, Umar, anii de activității 634-444 și Othman, anii de viață, anii activității 644-650 și, în sfârșit, Ali, anii de activitate 656-661. Trebuie de spus că arabii au păstrat religia, precum și cerințele care au fost impuse înainte de moarte de către Mahomet. Aceste cerințe cereau câteva momente principale, și anume renunțarea de la mai mulți Dumnezei, credința într-un singur Dumnezeu. Lui Mahomet îi aparține renumitul dicton: nu există alt Dumnezeu afară de Allah, iar Mahomet este prorocul lui. Noțiunea sau cuvântul Allah este un cuvânt de origine arabă. Este vorba de denumirea principalei zeități la triburile coreșiților. Mahomet i-a atribuit lui Allah trăsăturile unui Dumnezeu cosmic, a unui Dumnezeu universal. În urma victoriilor reportate asupra bizantinienilor, arabii au cucerit Siria și Palestina, inclusiv Ierusalimul, în anii 635-640 și Egiptul, în anii 639-642. În a doua jumătate a secolului 7, musulmanii au ocupat de la bizantini nordul Africii, unde în anul 711, de unde ei au trecut deja în Spania, pe care au ocupat-o în decurs de câțiva ani. Cucerirea Spaniei a avut loc între anii 711-718. Strâmtoarea prin care au trecut musulmanii a căpătat denumirea de strâmtoarea Gibraltar, cuvânt care înseamnă în arabă Jebel, aceasta înseamnă stăpân cuceritor, Jebel al-Tariq, pământul lui Tariq, și respectiv de aici cuvântul Gibraltar. După ce au cucerit Spania, musulmanii au început atacurile asupra Franței de Sud, regiune unde era un vacuum de putere. Incursiunile au început mai special asupra orașului Narbonne, care a nimerit sub stăpânirea arabă deja în anul 719. După ce au cucerit Narbonne, musulmanii au ajuns până la orașul Toulouse, mare oraș francez, însă ducele Acvitaniei Eudes i-a alungat din Toulouse și aceasta a fost prima lovitură dată arabilor care condusese aceste campanii de către un renumit conducător al lor, Samir. Campaniile în Franța au continuat și în anii 725-732. În anul 732, între localitatea franceză Tours și altă localitate Poitiers,
a fost dată lupta decisivă dintre francezi și arabi. În urma acestei lupte, arabii au pierdut, au fost nevoiți să se retragă, să renunțe o anumită perioadă de timp asupra invaziilor teritoriului Franței. În prima jumătate a secolului IX, arabii au continuat invaziile asupra teritoriilor din sudul Franței și Italiei. În anul 842, ei au distrus orașul Arles, iar în anul 846 au atacat Roma, respectiv în anul 932 au ocupat Genova. Arabii au lansat expediții navale și pe coastele provinciilor Languedocului, în special a regiunii Provence. Atacurile arabilor au continuat și până în secolul XI. În timpul incursiunilor, arabii devastau localitățile, întâlnit în cale mănăstirile, iar prizonierii transformau în robi. În mai puțin de un secol, arabii au pus bazele unui imens stat sau califat arab, care cuprindea Arabia, Orientul apropiat, Iranul, Africa din Nord și Spania. Arabii aveau un șir de priorități în arta militară, ceea ce le-a asigurat lor succesul. Majoritatea absolută a acestora, a arabilor care participau în campanii, erau oameni liberi, care își mai păstrau într-o anumită măsură legăturile din neam. Triburile migratoare ale beduinilor au dat naștere cavalieriei ușoare. Acestea erau cei mai iuți și care asigurau succesul, care atacau cu succes cavaleria dușmanilor. Lupta pentru pământ și o altă pradă înveșmântată în Războiul Sfânt, numele ghilimele, în numele lui Allah, era destul de populară pentru arabi. Este greșită opinia cunoscută sau răspândită în istorie, cum că atunci când arabii cucereau un teritoriu, impuneau pe cei care sunt cuceriți să hotărască. Ce vor hotără? Islam sau spada? Adică să treacă în religia islamică arabă sau să fie omorâți. După părerea unor cercetători, această logică nu este corectă, ea a fost inventată. Despre acest lucru, noi găsim informații detaliate în lucrarea a doi savanți ai englești, pe nume M. Watt și P. Cacchia, în lucrarea Musulmanscă Ispania, Moscova 1976. Dacă veți avea ocazie să cumpărați, să vedeți, să găsiți această carte, mergeți o să vedeți foarte detalii foarte importante despre istoria stăpânirii arabilor până la alungarea lor de pe teritoriul Spaniei. Afară de cele expuse mai sus, vom spune că arabii puteau să folosească această spada numai în cazul în care cei cu care luptau ei erau politeiști. În viziunea spaniolilor, orice persoană care este cucerită de către arabi nu poate fi politeistă. El poate fi numai și numai, vă zic, de religie islamică. Atunci când arabii musulmani cucereau un teritoriu, ei nu doreau să-l distribuie printre ai lor, să devină sedentari și să prelucreze acest teren. Ei considerau mult mai convențional să-i lese pe stăpânii vechi să lucreze pământurile, iar printre musulmani să fie distribuite impozitele și renta funciară, ceea ce le permitea arabilor să-și mențină în permanență gătința de luptă. Arabii au numit teritoriile cucerite de ei în Spania, i-au numit Al-Andalusă, de la cuvântul Vandalicia, adică de la numele vandalilor. Dar numele se referă doar la partea stăpânită de către musulmani.
Actualmente, Andalusia se numește regiunea din partea de sud-est a Spaniei, care a fost ultimul bastion al maurilor în secolele 13-14. În ceea ce privește atitudinea față de puterea locală, musulmanii au păstrat-o, au menținut-o. Această putere locală era responsabilă în condițiile când erau cuceriți de către arabi, erau responsabile prin aceea că capul fiecărei comunități trebuia să plătească sistematic tributul arabilor, impozitele, precum și să mențină ordinea respectivă în comunitate. La început, toți arabii musulmani erau obligați să slujească în armată, pentru care primeau bani, soldă, recompensă. Când în campanie acaparau avere mobiliară, o vindeau negustorilor, iar banii îi distribuiau între ei. Atunci când un aristocrat vizigot abandona moșiile sale, atunci locuitorul provinciei dădea acest teritoriu musulmanilor. Astfel, o parte a musulmanilor deveneau agricultori. Berberii, care au venit în cea mai mare parte din regiunile muntoase ale Africii de Nord, s-au instalat în regiunile similare, muntoase, și se ocupau cu vităritul. Adică ei și-au conservat și-au menținut tradițiile, fiind izolați într-o anumită măsură, grație regiunilor muntoase, de unde au venit și de unde erau obișnuiți să trăiască. În timpul lui Abd al-Rahman, domniei 756-778, o parte a populației din Spania a trecut la islam. În primul rând, prin lipsa încrederii în biserica creștină a unor persoane. Bazic, neavând alte soluții, ei considerau că dacă vor trece în islam, atunci vor fi privilegiați, ceea ce nu s-a întâmplat. Persoane care treceau în islam, pe care scriitorii spanioli îi numeau renegați, adică această persoană era eliberată din impozitul care se răspândea asupra celorlalți nemusulmani. Aceștia au însușit, adică cei care au trecut de partea arabilor, au însușit limba arabă, au acceptat multe obiceiuri ale arabilor, deci vorbeau într-un dialect roman. Cu toate acestea, la mijlocul secolului 8, se manifestă deja criza califatului arab din Spania. Unul din factorii care a contribuit la slăbirea lor a fost activitatea comitetului spaniol Alfonso I, viitorul rege, 739-757, care a recucerit de la musulmani o bună parte a nord-vestului Spaniei și a Portugaliei. Cauzele victoriei lui Alfonso se explică prin următoare. În aceste regiuni s-au oprit musulmanii berberi, care erau nemulțumiți de atitudinea față de ei. Ei s-au revoltat, au organizat o revoltă, o răscoală și în plus la aceasta, în anul 750, anume în regiuni unde erau berberii, adică musulmanii din Africa de Nord, a început foametea și din această cauză mulți berberi s-au retras în baștina lor, în Africa. În urma acestor fenomene, mai vine încă și un factor care va contribui la criza califatului, și anume emirul Abd al-Rahman a format în anii 756-778 un emirat aparte al Omeyazilor, independent de Damasc. În viziunea lui Oț și Cachia, acest lucru a contribuit în mare măsură la slăbirea potențialului militar al musulmanilor și pierderea treptată a influenței lor în Spania. Cauzele crahului definitiv al Omeyazilor în Spania nu sunt cunoscute până acum, însă și Oț și Cachia consideră că criza cea mai mare, teritoriul Andalusiei, deja a avut loc în anii 1000, începând în anii 1009-1031.
Printre factorii suplimentari care au contribuit la slăbirea califatului arab au mai fost următoarele, și anume particularismul local și de neam. Adică după ce s-au instalat în Spania, fiecare aristocrat considera necesar să-și facă un fel de stătuleț al lor. În rândul al doilea, tendința de a transforma fiecare regiune în unitate politico-teritorială independentă, dar care recunosc puterea islamului. În rândul următor, vorba este că arabii au adus cu sine un număr mare de robi, care au căpătat denumirea de Sakaliba, pe care ei vroiau să-i folosească pentru slujba militară și civilă. Dar toate chestia constă în aceea că robii au adus cu forța, nu se manifestau așa cum se cerea în Emiratul Arab, Și în sfârșit se consideră că una din cauzele care a contribuit la slăbirea califatului arab al omeiazilor în teritoriul Spaniei a fost lipsirea sau lipsa unei stări sociale din mijloc care ar fi fost cointeresată în dezvoltarea și centralizarea puterii de stat în Spania. O apreciere deosebită a musulmanilor în peninsula arabic, pe Pirinei sau arabi, a fost expus de Uod Cahia. Uod Cahia a pus următoarea frază referitor la rolul musulmanilor în Spania. Eu citesc mai întâi în limba rusă, pentru că este scris în limba rusă, dar o să traduc în limba și în limba română. În limba rusă sună următoarea frază de concluzie a lui Оце Катя. Самый сухой ученый историк не может оставаться равнодушным, говоря о мусульманской Испании. Здесь вступила в Европу восточная культура и оставила после себя великолепные архитектурные памятники. În limba rusă, tradus de mine, dar e clar că nu la nivelul poate profesional, eu am tradus în felul următor. Cel mai rezervat savant istoric nu poate rămâne indiferent vorbind de Spania musulmană. Aici a intrat în Europa cultura din Est, răsăriteană, care a lăsat după ea monumente arhitecturale fermecătoare și splendide. Оце Катя, pagina 13. Cu aceasta am terminat subiectul invaziile musulmanilor.